Noi împrumutăm foarte mulți bani, banii continuă să, să să vină, să inunde piața, însă nu există la fel de multe, să spunem, obiective inteligente pe care noi să le, să le producem aici. Vedem că UiPath se duce, se mută la New York, adică toate marile idei dacă se nasc aici, nu ne însoțesc în perioada lor de maturitate. Bun, România nu este o piață atât de mare, astfel încât dacă ai o idee extraordinară să poți să rămâi localizat aici, trebuie să te duci în afară. E o cert, este vorba despre o idee globală, automatizarea acestor procese repetitive este o, o idee extraordinar de inteligentă, dificil de făcut în România, însă ne-am fi așteptat toate la o amprentă măcar mai mare, o amprentă fie ea și digitală mai mare în România și am vrea să vedem cum asta se transferă într-o susținere a unor business Locale, da? Adică, cred că, într-un fel, Iulian Stanciu de la, de la IMAG a spus foarte interesant, România ar trebui să meargă pe această definiție de brand de țară. Suntem o țară a digitalului.